Centrul Cultural Pitești, în parteneriat cu Asociația Euroseniora Pensionarilor din România, a organizat spectacolul Piteștan Centenar, dedicat venerabilului Alexandru Zamfirescu, un piteștan care a împlinit recent vârsta de 100 de ani. Președintele Asociației, Florica Bratu, a coordonat manifestarea jubiliară, care a fost susținută de ansamblul folcloric Doruri Argeșene. Asociația Euroseniora Pensionarilor și Expropriaților din România să vă prezinte un program al grupului vocal folcloric în cinstea sărbătoririi domnului Zamfirescu, care este membru nostru și este un centenar. Bravo. Îi dorim multă, multă sănătate, tot ce vă doriți și să ne vedem încă 50 de ani de acum încolo. M-am născut în orașul Pitești, pe strada Zmărdan. Acum 100 și două luni. 100 de ani și două luni. Am făcut școala primară în Pitești, liceul comercial, după m-am făcut școala de aviație de la București, de la Pipera. În 1933 m-am căsătorit. Și am o fată care are 79 de ani, acum care e cu mine aici. Da. Am fost funcționar comercial, am fost pe urmă, am făcut războiul în 1940, de la Prut și până la Odessa, unde au căzut foarte mulți din colegii mei morți și răniți. Însă venisem de multe ori gelos pe cei care cădeau răniți, că la știam că pleacă în țară, a scăpat de război. Dar eu poate rămâneam a doua zi să nu mai văd soarele. Da. Dar m-a ajutat Dumnezeu că am venit nezgâriat pe front. În 1959, pe 26 iulie, am fost arestat de securitate. Pe motivul că un întire dușmănoasă contra regimului și că am sprijinit pe Toma și Petre Arnăuțăiu, care erau un munț la Mucșoara. Da. Pentru acest lucru m-au anchetat 3 ani de zile, cu bătăi, maltratări. Pe urmă, tribunalul mi-a condamnat, m-a condamnat 25 de ani de zile închisoare, în care am executat 13 ani și o lună. De 6-6 luni eram purtat într-o închisoare în alta. Niciodată nu ne lăsa mai mult într-o închisoare. Și acum ați împlinit 100 de ani. Cum este la 100 de ani, domnul Zamfirescu? Am fost urmărit de securitate din 1947 și până în 89, când a căzut regimul comunist. De atunci încoace stau liniștit, nu mai mă urmărește nimeni, duc o viață foarte liniștită, nu am stres, nu am nimic. Și de aceea sper să mai trăiesc încă vreo 20 de ani. Și s-a activat și în asociația aceasta. Sunt complet sănătos. Nu supăr de nicio boală. Nu mă doare absolut nimic. Da. Eu nu știu ce-i durere de cap, eu n-am luat o aspirină în viața mea. Dar în schimb, înainte de masă, iau 50 de grame de țuică. Asta e doctoria mea. Da. Stăm de vorbe cu doamna. Da. Cum vă numiți? Duca Mândica. Doamna Mândica, ce-i ura statului dumneavoastră acum că e centenar? Da, să aibă zile multe, că mă doare pe mine și pentru dânsul. Da. Iau eu pastile și pentru dânsul. Ce fel de tată este? Foarte bun, foarte calm, nu se supără niciodată. Un om care totdeauna nu mi-a dat nicio palmă în viața lui și totdeauna te învață de bine. Care este sfatul cel mai de preț pe care l-ați primit de la tata? De ce treci prin greutăți, de-aia te întărești mai mult.